Raluca, când te-ai apucat de fotografie? Acum 5-6 ani. Și care a fost primul tău aparat? Un Panasonic Lumix, primit cadou de la tatăl meu. Ce părere ai de fotografie pe film față de cea pe digital? Văd că ai un zenit în spate. Mod obișnuit folosesc mai mult digitalul. Am un Canon Rebel XSI. Pe film trag mai rar. Din lipsă de timp, din lipsă de fonduri. Îmi place mai mult filmul ca atmosferă. Nudă? Mm-hmm. De ce nudă? Păi simt că trebuie să ajung și acolo. E o zonă neatinsă. Și ai epuizat portretele? Nu. Dar sunt o căutare de modele noi. De portrete? Da. Și de nuduri? Și de nuduri. Sau portrete, sau nuduri. Deci... orice fotograf la un moment dat ajunge să facă nuduri. Mi se pare așa o chestie foarte intimă și o chestie destul de grea de făcut. Nu porno. Nuduri. Da, artistici. Am înțeles. Da. Și cred că după portret, asta o să urmez să fac. Și după aia? Ceva... să mă buspitez. În general, ce folosești ca locație? Văd că apartamentul este destul de nou față de ceea ce am văzut prin operele tale. Da, păi dacă nu e vreme potrivită să merg undeva prin pădure sau pe marginea unui lac sau pe munte sau așa pe stânci locațiile unor prieteni, locația unui prieten tot fotograf care și-a făcut un studio, acum și l-a mutat în altă parte. Aici ajung. Nu am un studio propriu, nici nu știu dacă o să-mi fac pe viitor, dar mi-aș dori. Dacă, nu știu, de exemplu, dacă ai avea oricâți bani la dispoziție și ar trebui să alegi să fotografiezi oriunde, unde e fotografia? În pădure. Dar mă stres banii ca să-mi iau un aparat bun. Unde îți vin ideile pentru shoot-uri? Adică ai foarte multe, majoritatea pozelor tale sunt conceptuale. De unde vin ideile astea? Ascult muzică. Formații preferate? Anatema, Opeth, Catatonia. Muzica ambientală, cum mai nou. Și cam deci vin ideile. Din muzică. Chiar și când prelucrez fotografiile, stau și ascult muzică. Mm. Și de obicei le denumesc după melodie care îmi place și pe care simt că se potrivește cu fotografia respectivă. Pe care lucrezi în Photoshop, presupun, nu? Da. Mm-hmm. Mai mult, mai puțin. Nu consider că prelucrarea strică fotografiei. Oricine prelucrează fotografia. Pentru mine e destul de important să o lucrez un pic, pentru că îi dă un plus de atmosferă. Creează o atmosferă pe care eu n-am reușit să o surprind și nu reușesc să o surprind în zilele noastre. Îmi plac fotografiile mai vintage, retro, 1800, 1900, 20, 30. Și în zilele noastre, unde toată lumea e corporatistă, cam greu. Da. Sunt foarte, foarte multe persoane care, nu știu, condamnă acest uz mare al Photoshop-ului. În general, tu știi când să te oprești? Cum știi când să te oprești? Te oprești în general când... Mă opresc când simt că fotografia ești așa cum mi-o doresc. Pot să o prelucrez foarte mult, pot să o prelucrez foarte puțin, doar la nivelul contrastului și al culorilor. Și mă opresc în momentul în care exprim atmosfera, starea pe care vreau să o transmit. Cum ai descoperit pasiunea asta pentru Photoshop de a reuși să pui sentimente în fotografie manipulându-le? Eu nu știu, a decurs așa dintr-un an trata. Adică am început să fotografiez, după ce am luat programul, am început să mă joc cu fotografiile mele, să văd ce iese și după ce am văzut că îmi plac mai mult procesate. De învățat, am învățat cam de una singură. M-am mai uitat pe net, am mai găsit tutoriale, dar le-am adaptat la ceea ce îmi place mie să fac într-o fotografie. Și cam asta e cu Photoshop-ul. Ai un fotograf preferat? Am mai mulți.
Îmi place Ansel Adams, Westman și clasicii de la Magnum. Kappa, Cartier-Bresson și fotograf român. Cine? Nu știu dacă profesioniști, semiprofesioniști... Nu contează. Noi în general promovăm orice. Care ne place. Îmi place Vlad Eftenie, îmi place Ioana Moldovan, Sorin Onișor, Marius Groza, Andreea Chiru. Am văzut că recent ai realizat coperți pentru diverse cărți, nu doar ale românilor și ale unor străini. Ai avut fotografiile expuse prin diverse locuri din București și din țară. Cam care crezi că e cea mai mare realizare a ta? De până acum. Până acum. Ar fi colaborarea cu cei din Puerto Rico pentru copertă de carte. Asta la început. După aceea m-au urmat încă două coperți. Îmi place așa să știu că imaginile mele au ajuns undeva departe, nu neapărat prin intermediul internetului. Așa, pe ceva palpabil, ceva scris, ceva care o să ajungă în biblioteca cuiva, sigur. Și ca planuri de viitor? Doresc foarte mult o expoziție personală. Lucrez la asta, caut o temă. Nu știu sigur dacă o să fie din fotografiile vechi, din ceea ce am lucrat până acum sau din ceea ce voi lucra de acum înainte. Film sau digital? Film. Alb, negru sau color? Color. Peisaj sau street? Peisaj. Portret sau evenimente? Portret. Nude sau fashion? Nude. Fotografie de noapte sau fotografie de studio? De studio. Model cunoscut sau necunoscut? Canon sau Nikon? Canon. Zoom sau wide? Wide. Spontan sau planificat? Spontan. Noi, banda foto, adică noi, eu în fața camerei și toți cei din spatele ei, îți mulțumim mult pentru timpul acordat. Și ne întrebam dacă ai avea un mesaj pentru cei care se uită la misiune. Păi, pentru cei care deja fotografiază, le doresc lumină bună și să-și poarte aparatul cu ei oriunde. Nu se știe niciodată când apare o ocazie bună de a face o poză. Iar pentru cei care încă nu fotografiază, să caute un aparat oricât de vechi, pe film digital, cum ar fi, și să vadă ce iese.